Mergem mai departe. Hristos, după ce vorbește de acest lucru, spune așa: rămâneți în mine ca să pot eu rămâne în voi. Ce am spus adinea ori de fapte. Căci dacă o mlădiță nu poate să aducă roade de la sine, că se taie și se aruncă, numai mlădița care rămâne poate aduce roade. Iar voi sunteți mlădițele și eu sunt butucul, Tatăl este lucrătorul. Eu sunt în ascultarea Tatălui care m-a trimis pe mine, nu să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Ce face primăvara gospodarul și gospodina? Ia foarfecele, se duce în vie, poți să ai mlăzi de 5 metri, de 6 metri, face butuci, face stolonii, pune în groapă, face butuci noi, naștere de fii din trânsa, cununia, dar lasă 3 ochiuri, sau 4 ochiuri, vedeți, nu întâmplător, sau 5 ochiuri, care toate sunt simbol. 3 treimea, 4 evangheliștii, 5 simțurile, oricum am vrea. Și acei ochi curățiți și legați dau o roadă nouă. Și atunci, dacă o mlădiță nu face roadă, este tăiată de tot și aruncată afară. De ce dă Hristos această pildă cu focul și cu mlădițele? Ca să înțelegem cât de simplă este viața la modul simplificat, nu la modul complicat. Noi complicăm dogma, că Dumnezeu prin sine este dogmă și esență, El se descoperă pe sine, nu pe altul, și nouă nu ni se cere să-L prezentăm lumii pe Dumnezeu, să-L descoperim lumii pe Dumnezeu. El s-a prezentat singur: eu sunt cel ce sunt, eu sunt Alfa și Omega, eu sunt începutul și sfârșitul, eu sunt viața lumii, eu sunt lumina lumii, eu sunt adevărul, calea și viața. Uitați-vă la mine că sunt blând și smerit cu inima, urmați și luați jugul meu că e bun și povara mea ușoară este și veți afla odihnă sufletelor voastre. Deci Dumnezeu n-are nevoie de prezentări cronologice sau fenotipice sau teologice din care să-L faci tu mai bun decât este. N-are nevoie de expresia domnuțu, măicuța, sfințișorul, drăgălașul, nu. Acestea sunt etimologii de cuvinte care duc spre pietism, de la exagerat spre normal sau de la normal până la fanatic, dar nu fac parte din epopeea Sfintei Scripturi. Cuvintele Sfintei Scripturi sunt cuvinte de o seriozitate și de o sobrietate înfiorătoare. Cuvintele mele nu vor trece chiar dacă cerul și pământul va trece. Deci este una: să șteargă Dumnezeu pământul și să nu șteargă un cuvânt din Evanghelie care, spunem, am pus cartea pe foc. Dar ele rămân, v-am mai spus odată, memorializate în voința lui Dumnezeu pentru lume și către lume. Mergem la o altă expresie, după ce spune Hristos, am amintit, fără mine nu puteți face nimic. Cine crede că poate face ceva fără Dumnezeu, se înșală. Vom face până la un punct. Ne vom mări, ne vom slăvi, ne vom îngânfa, ne vom împăuna, ne vom zidi, ne vom mări, ne vom înmulți, ne vom îmbogăți, dar într-o zi vine și reversul aceleași vrej care se urcă ca dovleac într-un copac până vine bruma. Copacul care are rădăcină tare și tulpină și rezistență la ger va rămâne în picioare și va rodi la primăvară, iar vrejii de dovleac, când vine bruma, se usucă, se topesc și pică singur jos. Deci cam așa este și ceea ce numim noi faptele necredinței sau viața fără Dumnezeu. Consider că am concentrat ideea. Ce vorbește Dumnezeu ucenicilor săi despre sfinți sau prietenii lui? Ce sunt sfinții? Casnicii lui Dumnezeu, prietenii lui Dumnezeu, cetățenii ai Raiului și oameni de casă. Și El spune așa: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc și nu pot să vă numesc slugi. Deci în momentul în care eu iubesc pe Dumnezeu, nu sunt tratat ca o slugă. În momentul în care eu iubesc pe Dumnezeu, nu mai sunt tratat ca un simplu. Dumnezeu vine să-mi dea o putere aparte pe care o are și o vrea și prin care își, ce face? Își demarcă pe aleșii lui. Deci când te uiți la un sfânt, vezi altceva, când te uiți la un om, vezi altceva, când te uiți la un om de notorietate spirituală, vezi altceva, când te uiți la un om pătimaș, vezi altceva. Și atunci, prima privire sau prima izbire de chipul vizibil mă duce cu ideea spre chipul invizibil din om.
din cuvintele sale s-a prins păcătosul, spune Scriptura. Deci omul bun scoate cele bune din visterie inimii sale, omul rău pe cele rele și iarăși spune, din prisosul inimii vorbește gura, pomul se cunoaște după roade, omul după fapte. Iată, Iisus Hristos insistă pentru a doua oară în aceeași Evanghelie pe termenul de iubire și spune așa, vă poruncesc să vă iubiți unii pe alții și cu următorul risc. Dacă vă urăște pe voi lumea, întâi pe mine m-a urât, ca să arate că Hristos n-a venit în lume să fie adulat. Aici mă pot opri și pune accent pe ceea ce spune și profesorul Tofană, marele biblist al Ardealului, când spune așa, iudeii au rămas total dezamăgiți, crezându-L pe Iisus un rege sau un domn sau un împărat care avea să izbăvească pe Israel, confirmată de Luca și Cleopa pe drumul Emausului, și rămân total dezamăgiți când regele îi slujește personal la masă și le mai spală și picioarele. Păi ce fel de rege ești tu dacă ne speli pe picioare? Ce fel de rege ești tu dacă tu frângi și ne dai nouă și nu poruncești altuia să o facă? Tu torni în pahar și ne dai nouă să bem. Păi cum ai să faci tu regatul davidic? Cum ai să întemeiezi tu un nou pământ liber, fără romani? Cum ai să faci tu o împărăție puternică în care să domnească totul lejer și fără probleme, când tu te umilești ca ultimul om? Iisus știe toate acestea în gândul său, înțelege tot acest discurs anacronic între apostoli care se contrazuceau pe drum din Galileea spre Ierusalim, în drumul dinspre Betania și apoi iarăși spre Ierusalim. Rămân mirați când regele intră în Ierusalim singur și trist și amărât și îngândurat și abătut. Și se gândește ce rege ar fi ăsta când avem și cezar, când îl avem și pe Irod, când avem și guvernator, când avem și armate romane. Cum le-ar putea el învinge pe acestea? Cum ar putea el să-și impună punctul de vedere? Că doar în minuni nu cred toți, numai unii. Iisus zâmbește și le spune, între voi nu trebuie să fie așa. Împărăția mea nu e din lumea aceasta. N-are treabă cu dimensiunea spațiului. Deci avem un glob pământesc locuit 10%. 50% pustiu, 40% ape și 10% îngrijit. Pentru că dacă te duci în pustiurile arabice, găsești câte un oraș din ăla, parcă e un joc de Lego plin de fantezie, de frumusețe, de lux, de lumină, de petrecere, de viață, de animație. Iar dacă zbori cu avionul câteva ceasuri în stânga și în dreapta, e doar deșert și pustietate. Și Dumnezeu a spus așa, faceți pământul oază de verdeață. Faceți deșerturile să rodească. Ce spune despre Sfinții Egiptului? Înflorita pustia ca crinul. Sărăturile s-au făcut iezere de apă, s-au făcut văi mănoase. Deci iată, nu așa vede Dumnezeu împărăția de care are nevoie. Nu așa vede Dumnezeu împărăția cum o văd ei. Cu o viață mondenă, lipsiți de orice problemă juridică, politică sau pământească. Și atunci Hristos își pune un ștergar, îi spală pe picioare, ei rămân total consternați, pentru ei apare un cutremur sufletesc în această situație și de aici începe și îndoiala, pentru care vom vedea imediat, îl și părăsesc în noapte, cum să se lase un rege prins, legat cu funia de gât, de niște gărzi romane, care păzeau templul și securitatea Sinedriului, un fel de IGS, și este dus la judecată și el nu ia nicio măsură. Deci, vedeți, această mare dezamăgire, Hristos o clarifică în două cuvinte. Dacă vă urăște pe voi lumea, întâi pe mine m-a urât. Dacă vă iubește pe voi lumea și ascultă poruncile mele, mă iubește și pe mine și pe cel ce m-a trimis. De aceea nu putem noi să-L cunoaștem pe Tatăl, că nu-L cunoaștem pe Fiul. Spune Iisus Hristos, dacă n-ați fi știut și nu v-aș fi spus și nu v-aș fi vorbit și nu v-aș fi arătat și n-am făcut lucruri pe care nimeni nu le-a mai făcut, păcat nu ați avea, și dar acum n-aveți cuvânt de dezvinovățire la păcatele voastre. Calvarul crucii lui Iisus și tot ce s-a întâmplat pe Golgota sunt mărturiile care ne arată nouă că ceea ce vrea Dumnezeu de la lume este cu totul invers proporțional cu ceea ce vrea lumea de la Dumnezeu. Și am să vă dau răspunsul într-o remarcă simplă.
Nu mă urmați pentru că am făcut minuni. Nu mă urmați pentru că am vindecat bolnavii. Nu mă urmați pentru că am izgonit demonii. Nu mă urmați pentru că v-am vindecat pe cei suferinți. Mă urmați pentru că ați mâncat pâine gratis în pustie. Și poporul îmbulzea în continuare. Se strângeau să vadă minuni. Numai că Iisus făcea minunile în mare discreție. Deci minunile nu erau fapte sau acte săvârșite la vederea și la libertatea oricui.